Primăria municipiului Timișoara continuă demersurile pentru reintroducerea fostului liceu agricol în circuitul educațional după preluarea clădirii de pe calea Radului de la Ministerul Educației. Imobilul care a ajuns la minister pentru a fi transformat în sediu pentru inspectoratul școlar în 2015 s-a degradat constant pentru că nu s-a investit deloc și nici nu au fost executate lucrări de întreținere. Ca urmare sunt necesare investiții majore de la tâmplărie la înlocuirea instalațiilor și reamenajarea completă a încăperilor, iar primăria are în derulare evaluarea structurii de rezistență și a lucrărilor necesare. În paralel, pentru reamenajarea spațiului, municipalitatea, prin echipele Colterm, a început demolarea unor construcții ridicate fără autorizație pe domeniul public. Acestea au fost ridicate de o societate care a și folosit fără titlu terenul de sport din incinta unității de învățământ. Primăria Timișoara a obținut în instanță evacuarea, iar acum sunt desființate construcțiile ilegale.